Dimineața. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Onoare tricolorului. Stimate colegi, stimate colege, pe data de 26 iunie am sărbătorit Ziua Drapelului Național, unul dintre simbolurile naționale prevăzute de Constituție. Știm cu toții că tricolorul i-a însuflețit întotdeauna pe români, atât în momentele grele de luptă, dar și de bucurie atunci când reprezentanții noștri participă la competiții internaționale sau la delegații diplomatice. Cu toții avem obligația să cinstim drapelul României, pentru că, de fapt, cinstim pe toți înaintașii noștri, de la Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul sau Tudor Vladimirescu, până la eroii din cele două războaie mondiale, cărora le datorăm libertatea și viața noastră. De aceea, vă spun că mă întristez să constat cum în ultima perioadă discursul politic invocă ideea de interes național mai mult dintr-o perspectivă politică a celor aflați la putere pentru o anumită perioadă. Iar acest lucru a fost vizibil chiar acum două săptămâni, când coaliția majoritară a introdus pe ordinea de zi a ședinței plenului Camerei Deputaților, cu propunere de respingere, un proiect legislativ prin care se urmărește incriminarea faptelor de profanare a drapelului național. Mă bucur că noi cu toții am reușit să trimitem la comisie acest proiect și sper că în toamnă, când va veni din nou pe ordinea de zi, să aibă raport de adoptare. Trebuie să înțelegem că dacă nu construim un cadru legal prin care să ne protejăm valorile naționale, identitatea noastră va avea de suferit. Importanța tricolorului este incomensurabilă, iar o pedeapsă de natură penală aplicată unor fapte care aduc ofensă drapelului nostru nu poate fi sub nicio formă prea severă. Trebuie să reînviem patriotismul autentic. Dacă noi nu dăm acest semnal de aici, din Parlament, riscăm să devenim un stat care mai degrabă absoarbe valorile străinilor și le ignoră pe cele pe care ni le-au lăsat străbunii noștri moștenire. Noi, la Botoșani, în fiecare an, pe 26 iunie, suntem alături de botoșăneni pentru a sărbători împreună drapelul. Anul acesta, împreună cu colegii mei din organizația PSD Botoșani, am oferit buchete de flori tricolore și am prezentat un drapel de mari dimensiuni la bustul lui Mihai Eminescu, poet patriot de altfel, însoțit de un banner cu semnificația celor trei culori care ne definesc ca stat în lume. Totodată, fiecărui botoșănean cu care am stat de vorbă, le-am transmis următorul mesaj, pe care sper că îl vor auzi și guvernanții actuali. Aducând cinste tricolorului nostru, ne onorăm eroii care au luptat cu steagul în mână, dând dovadă de patriotism fără cusur. Ne onorăm istoria, ținând cont de câte momente importante au fost scrise sub steagul românesc. Nu în ultimul rând, ne onorăm pe noi înșine ca români. Oriunde am fi, sub acest steag, toți românii suntem uniți. Vă mulțumesc, deputat PSD de Botoșani, Alexandra Huțu.